Cine se hotărăște să întreprindă o excursie în Asia, trebuie să se aștepte că peste tot va fi însoțit de cultura budistă. Încă de dimineață se adună călugării, mânhii, în robele lor oranje și după rugăciune se împrăștie în tot orașul pentru a primi mâncare de la credincioși. Wat Phra Kyeo este fără doar și poate cea mai mare atracție turistică din Bangkok. Acest complex a fost construit de regele Rama al V-lea într-un stil eterogen, asiatic și vestic. Pentru poporul tailandez, palatul acesta este un simbol al unității dintre budism și regat. Această uriașă figură, ea are 45 de metri lungime și 15 metri înălțime, este complet aurită. Credincioșii scorojesc folii de aur de pe figurile alăturate și le oferă ca jertfă lui Buddha. Bangkokul este și un renumit centru de prelucrare și comercializare a pietrelor prețioase. Bineînțeles că Mariana nu a rezistat acestei mari tentații. Și iată rezultatul. Motoretele cu trei roți, renumitele tuk-tuks, sunt o parte integrantă a orașului. Într-o Yongyao, o barcă lungă și îngustă, facem cunoștință cu străzile pe apă din Bangkok cu longturile. La capătul călătoriei noastre pe apă, ajungem la o piață plutitoare. Deja înainte de răsăritul soarelui, aduc țăranii legume și fructe de pe terenurile din prejur. Datorită curățeniei neobișnuite a orașului, de exemplu, nu este voie să se importe și să se vândă gumă de mestecat, iar dacă cineva aruncă o hârtie pe jos, e pasibil de o pedeapsă de până la $500. Tulburentul trecut al statului liber Singapore a lăsat puține urme. Mai trăiesc încă mulți cetățeni care au trebuit să-și schimbe naționalitatea de 4 ori, ba japonezi, ba englezi, apoi malaiezi, iar din 1965 singapurezi. Sub această piramidă au betonat pentru urmași mărturii ale civilizației de azi. Astăzi are Singapurul cea mai mică cotă de șomeri din lume, circa 1,5%. Aici nu sunt probleme deosebite privind locuințele sau asigurarea la bătrânețe.
la bordul avionului companiei Garuda Indonesia, traversăm ecuatorul și ne îndreptăm spre țelul principal al excursiei noastre, Indonesia, cel mai mare stat insular din lume. În Jakarta, capitala Indoneziei, suntem întâmpinați cu multă căldură. Prima noastră vizită pe pământul indonezian am făcut-o la Muzeul Satului sau Frumoasa Indonezie în miniatură, cum se numește aici. Regimul președintelui Suharno face eforturi deosebite pentru a introduce oarecare sistematizare în rețeaua haotică a orașului. Pe străzile laterale însă, domnește o cu totul altă atmosferă. Cu multă prietenie am fost invitat la o partidă de șah. Din Piața Libertății, în mijlocul căreia se găsește un obelisc de 137 de metri, ne îndreptăm spre portul Sunda Kelapa, unul din cele mai mari porturi de mărfuri din lume. Acest port a fost dat în folosință în anul 1817. Părăsim Jakarta și ne îndreptăm spre Bandung. În drum ne oprim la o plantație de ceai. Culesul în sine, compoziția și frumusețea acestor imagini este parcă un ritual artistic. Pentru ceai de calitate superioară, trebuiesc culese doar primele trei frunze de pe fiecare tulpină. La trecătoarea Punkar, mi se oferă sculpturi în lemn cu figuri din epopeea Ramayana. Privind demografia, Indonezia duce o politică de stat astfel încât fiecare familie să nu aibă mai mult de 2 copii. Și aici, la Bandung, în inima insulei Java, sunt create condiții excelente pentru turiști. În hotel ne sunt prezentate mici fragmente din cea mai răspândită legendă indoneziană, Ramayana. Multe școli din Indonezia pregătesc mici programe artistice pe care le prezintă apoi turiștilor. Spectacolele sunt practic gratuite, singurul scop fiind acela de a întreține o atmosferă plăcută pentru vizitatori. Thank you.
ne îndreptăm spre vulcanul încă activ, Tangkuban Brahu. Mijloace de transport speciale ne duc spre vârful vulcanului. Deoarece drumul spre craterul vulcanului este destul de anevoios, tineri comercianți ambulanți se oferă să dea în special doamnelor o mână de ajutor. Mariana profită din plin și cu mare plăcere de acest ajutor. Iar aceasta e viața de zi cu zi în Bandung. Și aici, așa ca pe tot traseul excursiei noastre, am întâlnit aceiași oameni amabili și veșnic cu zâmbetul pe buze. Aceștia sunt oamenii Indoneziei. Ei își dau seama că încă mai trăiesc în sărăcie, dar suportă această situație cu un simț clar al realității și privesc cu nădejde spre viitor. Iar despre curățenia gării din Bandung, poate de pe acum lumea civilizată numai să viseze. Drumul Bandung-Yogyakarta îl facem cu trenul. Se poate spune că Yogyakarta este centrul mondial al budismului, aceasta pentru că aici se află templul Borobudur, cel mai însemnat monument al acestei religii. Templul a fost construit între anii 778 și 856 după Hristos. Multe sute de ani, îngropat sub lave vulcanice, templul a fost redescoperit la sfârșitul secolului XVIII. Cu ajutorul unui program UNESCO, în anul 1973 a început restaurarea lui de la temelie. În Asia de Sud-Est, cred circa 500 milioane de oameni că doar Buddha Gautama este singurul care a descoperit lanțul transformării sufletului de la naștere și până la ajungerea în nirvana. Cum s-a născut budismul? În jurul anului 560, înainte de Hristos, prințul Siddhartha Gautama, la vârsta de 30 de ani, aflând despre sărăcia și suferințele poporului, a părăsit palatul regal și s-a retras în singurătate și meditație, trăind 6 ani o viață de sihastru. Într-o noapte, aflându-se sub pomul luminării, Bodhis își dă seama că el a ajuns în nirvana, descoperind cele 4 adevăruri ale vieții și anume: existența suferinței, cauzele suferinței, încetarea suferinței și drumul care duce la încetarea tuturor suferințelor. Datorită acestor învățăminte, el a fost recunoscut ca Buddha și a provăduit această religie până la vârsta de 80 de ani, când s-a stins din viață. Într-un sat, vizităm o gospodărie țărănească. După ce gazda ne prezintă această originală invenție,
suntem poftiți în casă. La început, suntem serviți cu ceai, îndulcit cu zahăr din producția proprie. Iar acesta este dormitorul. Gazda pregătește mâncare tradițională indoneziană. Și iată-ne din nou ajunși în Yogyakarta. Aici vizităm un atelier de făcut baticuri. Prima operație este desenarea, mai corect spus copierea modelului pe pânză. Apoi, locurile care nu trebuiesc vopsite se dau cu ceară. Pânza este trecută prin diferite băi de culori, după care ceara se îndepărtează. Apoi urmează alte băi și alte culori. O pânză este astfel până de circa 12 ori tratată. Sunt cunoscute circa 200 de motive de baticuri, fiecare motiv având un nume propriu. Complexul de temple de la Prambanan este cel mai mare simbol hinduistic din Indonezia. Acest complex este format din 190 de construcții. Construcția cea mai importantă se numește Shiva și are o înălțime de 47 de metri. Bas-reliefele de pe aceste construcții reprezintă în primul rând scene din epopeea Ramayana. Dar în Yogyakarta, foarte renumite, sunt și manufacturile de argint. Să lăsăm imaginea să vorbească singură. Foarte frumos! Și din nou la drum. Yogyakarta văzută din Prișcă. Mergem cu o trișcă până în centrul orașului. În seara aceasta, o echipă de balet profesionistă ne prezintă legenda Ramayana. Epopeea Ramayana a fost scrisă în secolul 2 după Hristos. Ea ne mărturisește despre povestea de dragoste dintre Rama, băiatul regelui Dasarta, și frumoasa sa soție, Sita. Regele demonilor Ravana o face sclavă pe Sita, dar cu ajutorul unei armate de maimuțe și de păsări, Rama reușește să-l învingă pe Ravana. Figurile, care sunt construite din piele, sunt mânuite de un expert care recită concomitent și versuri. Ramayana are circa 500 de variante și însumează peste 24.000 de versuri.
de la Bandung la Surabaya și de acolo cu alt avion mai departe spre insula Sulawesi. Uyung Bandung este cel mai mare oraș al insulei. El are 850.000 de locuitori. De aici vom străbate 325 de kilometri până la Rante Pao, capitala regiunii Toraja. Casele bugiștilor sunt la fel de simple ca și cele din insula Java. Și la fel ca și acolo, oamenii sunt la fel de prieteni și nu se jenează deloc de modestia în care trăiesc. Mai departe, în călătoria noastră, am fost invitați la o nuntă. Invitație pe care am acceptat-o cu plăcere. Mirii stau separat de nuntași, tocmai ca două păpuși. Femeile și bărbații mănâncă locuri separate, lucru pe care eu, bineînțeles, că nu l-am observat și m-am așezat în locul rezervat doar femeilor, motiv de mare distracție. La o nuntă, toată lumea foarte simpatică, toată mama, Mai departe, am călătorit printr-o zonă muntoasă, unde am avut ocazia să admirăm muntele Erotic. Tana Toraja, Țara Toraja. De copii, poate nu la fel de talentați ca cei din insula Java, dar cu siguranță la fel de simpatici, ne fac o primire călduroasă. Și aici, hai să spunem la capătul lumii, suntem găzduiți într-un hotel foarte modern. Tana Toraja este una din cele mai originale regiuni din Indonezia. Această formă de barcă a acoperișului caselor reamintește de primii colonialiști chinezi care au ajuns aici cu bărci și vapoare. Casele sunt pe toate părțile frumos ornamentate. La fel de frumos sunt ornamentate și magaziile pentru orez, mâncarea tradițională a indonezienilor. Dar și aici, în această oază de liniște și de nostalgie, am venit noi turiștii cu aparatele noastre minunate.
În drumul nostru, prin Tana Taraja, am întâlnit adesea această rasă de bivoli care sunt tratați cu totul deosebit. Specific pentru Tana Taraja este cultul înmormântării. Cu mare trudă și cu unelte rudimentare este săpat în stâncă locașul de veci al morților. De cele mai multe ori, datorită problemelor financiare, o ceremonie de înmormântare poate fi amânată chiar și ani de zile. În acest timp, morții sunt îmbalsamați și rămân mai departe în casele lor, fiind socotiți de către familie ca fiind bolnavi, primind chiar în fiecare zi de mâncare. În același timp, sunt sculptate în lemn păpuși de diferite mărimi care vor străjui mormintele. Noi am avut șansa să participăm la o mare ceremonie. Pentru o asemenea ceremonie, care poate dura până la 2 săptămâni, se construiește din temelie un adevărat sat. La ceremonia de față vor participa peste 2000 de invitați. Cu cât jertfa este mai mare, cu atât se va purifica mai mult sufletul celui dispărut. Jertfa cea mai mare care se face sunt bivolii de apă. Regimul a limitat numărul de bivoli care se pot jertfi, numărul de 100. În ziua când am fost noi aici, s-au sacrificat doar porci, astfel încât am fost scutiți de spectacolul unui masacru cu bivoli. Și noi am oferit o mică jertfă în bani, după care am primit o cameră și am fost serviți cu ceai și cu prăjituri. Este ușor de observat că o asemenea ceremonie este un act profund religios și nu are nimic comun cu turismul. Iar acestea sunt mormintele. În fața lor se află adevărate balcoane unde sunt așezate păpuși din lemn, așa numitele tau-tau, în mărime aproape naturală. După 3 săptămâni, de circuit prin Asia de Sud-Est, ne îndreptăm spre insula Bali, unde ne-am planificat o săptămână de baie și de odihnă. Legendara frumusețe a plantajelor de orez nu se desminte. Orezăritul este ridicat la gradul de artă.
Așa cum spuneam, ne aflăm în insula Bali, la Mutter Templu sau Mama Templelor. Pe acest templu se dau jertfe pentru zei și pentru demoni. Aron este un dans strict religios. El reprezintă lupta veșnică dintre spiritul bun al universului, reprezentat aici de animalul în formă de leu numit Barong, și vrăjitorul răului Rangda. Acțiunea se petrece într-un sat cu oameni simpli și dornici de o viață liniștită. Dar iată că vine vrăjitorul răului Rangda și tulbură viața satului, luând prizonieră pe cea mai frumoasă fată. Barong cheamă pe luptătorii satului, care se numesc Chris, în ajutor. Ei atacă pe Rangda, dar acesta îi vrăjește și îi cufundă în transă. Preotul satului și Barong ută cu apă dătătoare de viață pe luptători. Ei se ridică, dar încă sub influența vrăjitorului încearcă să se sinucidă. Dar și de data aceasta Barong îi salvează, făcându-i invulnerat. După ce am făcut cunoștință și cu renumitele sculpturi balineze, ne retragem în umbra deasă a palmierilor. Thank you.
Concediul acesta de 4 săptămâni nu-l vom uita niciodată. El ne-a îmbogățit spiritul, ne-a înnobilat simțămintele.